Numărul îmbolnăvirilor cu rujeolă este în continuă creștere. De la începutul anului și până azi au fost confirmate în total 786 de cazuri de rujeolă. Numai în ultima săptămână s-au înregistrat 33 de cazuri noi. Peste 100 de noi cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă s-au înregistrat de la sfârșitul lunii septembrie și până acum, 33 doar în ultima săptămână. Din fericire, nu s-a înregistrat niciun deces față de cele 3 raportate până acum. Cazurile de rujeolă s-au extins în 27 de județe față de 23 câte erau la sfârșitul lunii septembrie. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Mureș, 176, Arad, 132, Bistrița, 128 și Cluj, 90 de cazuri. Majoritatea cazurilor noi înregistrate sunt la copii din comunitățile unde gradul de vaccinare este scăzut. Ministerul Sănătății a precizat că au fost organizate acțiuni de vaccinare cu ROR a copiilor incomplet vaccinați sau nevaccinați. Ministerul Sănătății face apel în continuare către părinți să respecte calendarul de vaccinare ROR pentru sănătatea copiilor. În zonele afectate, Institutul Național de Sănătate Publică recomandă vaccinarea copiilor la vârsta de 7 luni cu refacerea vaccinului la vârsta normală de 1 an. Ministerul Sănătății a subliniat că există suficiente doze de vaccin pentru toți copiii care au nevoie de imunizare. În anul 2015 au fost confirmate doar 7 cazuri de rujeolă și niciun deces.